În această perioadă se depun declarațiile de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare. De asemenea, contribuabilii vor aduce și câte o copie a actului de identitate a fiecărui membru declarat și adeverință de la Asociația de Proprietari, din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în imobil. Persoanele fizice vor depune aceste declarații la Direcția de Taxe și Impozite Locale. Cei care locuiesc în asociații de proprietari vor depune aceste declarații la Direcția de Patrimoniu din cadrul primăriei, iar în ceea ce privește agenții economici, aceste declarații vor fi depuse la sediul primăriei. La Direcția Tehnică, întrucât cantitatea de deșeuri se calculează în funcție de numărul de angajați și de specificul activității. Perioada este până la 30 iunie și ele se depun în trei locuri în funcție de cine depune. Pentru persoanele care locuiesc la blocuri, stau în chirie sau altfel de locuințe luate, închiriate și așa mai departe, se depun la Direcția de Patrimoniu de pe strada Cogâncea numărul 2. Firmele depun direct la sediul de pe Averescu numărul 2 al primăriei, iar cei care stau la case, în principal, se pot depune direct la Direcția de Impozite și Taxe de pe strada Carol. Din acest punct de vedere, pot să vă zic că în această perioadă foarte multă lume se informează. Am apelat și la asociațiile de proprietari să ne ajute cu acest demers, mai ales că dânsii pot să dea și acea adeverință prin care certifică numărul de persoane care locuiesc la acea adresă, iar cei care au domiciliul la acea adresă pot justifica printr-un document care să ateste faptul că locuiesc în altă parte sau care sunt plecați din țară și trag un semnal de alarmă ca toată lumea să ia în calcul să fie cât mai corectă, pentru că vor fi și verificările aferente pe care le putem face prin poliția locală și prin alte organe. Cade taxa pentru colectarea gunoiului menajer la Drobeta Turnu Severin. Acest lucru se întâmplă în contextul în care noul sistem care vizează managementul integral al deșeurilor intră în vigoare. Se modifică în același timp și plata pentru colectarea deșeurilor, care va fi încasată de către municipalitate și nu prin intermediul asociațiilor de proprietari sau direct la caseriile operatorului de salubrizare, cum se întâmpla până acum.